Vă invit să vă ridicați și vrem să cântăm împreună cântarea care spune: cânt Domnului că mi-a făcut bine, lui Dumnezeu glorie. Mi se bucură inima în mine, lui Dumnezeu glorie. Cântarea următoare pe care vrem să o înălțăm spune: am un cântec nou în inimă, șoapta dulce a lui Iisus. Sunt cu tine, nu te îngrijora, brațul meu îți e de ajuns. Este extraordinar să realizăm încă o dată că Domnul este cu noi, că nu trebuie să ne îngrijorăm, ci trebuie să ne bazăm pe puterea Lui, pe dragostea Lui, pe îndurarea Lui pentru noi. Haideți să cântăm și această cântare împreună cu toată bucuria. Thank you.
Suntem aproape de sărbătoarea frumoasă a întrupării Fiului lui Dumnezeu. Știu că poate suntem așa destul de obișnuiți cu colindele, în sensul că deja prin magazine se aud colindele de multă vreme. Dar nu mai avem mult, mai puțin de 2 săptămâni mai avem până la această frumoasă sărbătoare, așa că și pentru că nu cântăm colinde foarte mult timp, o să cântăm din nou o colindă. Și colinda aceasta spune: Îngeri mii din ceruri cântă pe deasupra văilor, munții bucuroși repetă armonia cântulor, glorie s-a născut Mesia. Haideți să ne unim și noi glasurile și să cântăm glorie Mântuitorului nostru. Să mai cântăm împreună încă un colind. Și colindul acesta spune: cu bucurie să cântați, Mesia s-a născut. Vă închinați, îl lăudați în cer și pe pământ, în cer și pe pământ, în cer, în cer și pe pământ. Thank you.
sunteți până acum în lupta cu teama? Am început să vorbim de vreo două săptămâni încoace despre subiectul acesta și încercăm să găsim 12 motive ca să nu ne temem sau argumente care ne vor ajuta în lupta împotriva fricilor noastre. Poate că vei spune că suntem în perioada Adventului, când ar trebui în mod normal să vorbim despre evenimente premergătoare nașterii Domnului Iisus. Dar veți observa că ne îndreptăm înspre acel eveniment, pentru că nașterea Mântuitorului este punctul culminant. Și în mesajele trecute v-am împărtășit câteva din întâmplările despre care ne vorbește istoria, prin care am vrut să vedem că sunt și că au fost și alți oameni care au avut temeri. Nu suntem noi singurii care ne confruntăm cu teama. Benjamin Harrison a fost cel de-al 23-lea președinte american. A avut un singur mandat și el a prins chiar perioada în care se dezvolta electricitatea. Despre el și soția lui se spune că erau atât de speriați de curentul electric, le era atât de teamă de curentul electric, încât nu îndrăzneau să atingă întrerupătoarele. Dacă seara cumva nu erau servitori prin zonă care să le stingă becurile, soții Harrison mergeau la culcare cu luminile aprinse. Acum, ca să ne descrețim puțin frunțile, se spune că odată doi exploratori au mers într-un safari. Safari este o expediție de vânătoare în Africa. Dintr-o dată, în fața lor a apărut un leu feroce. Oricât de tare ai fi și oricât de înarmat ai fi, nu se poate să nu te temi într-un astfel de moment. Unul dintre exploratori îi spune celuilalt: stai liniștit, îți amintești ce am citit în acea carte despre animalele sălbatice? Dacă stai complet nemișcat și privești în ochii leului, o să fugă, cu siguranță o să se întoarcă și o să fugă. Colegul lui a răspuns: ai dreptate, tu ai citit cartea și eu am citit cartea. Întrebarea este, leul a citit cartea? Aș vrea să facem o scurtă recapitulare argumentelor care ne vor ajuta să nu ne lăsăm biruiți de temeri. Nu trebuie să te temi, pentru că Dumnezeu este scutul tău. Și când am vorbit despre acest aspect, am pus înaintea dumneavoastră imaginea aceasta a unui scut care ne protejează de săgeți, de atacuri, de săbii, ne protejează de încercările prin care trecem. Dar spuneam și atunci, nu întotdeauna Dumnezeu va opri toate atacurile, dar le va lăsa să treacă doar cele pe care le putem îndura. Pe celelalte, pe cele mai grele, le va lua asupra Lui. Și dacă va îngădui cumva să trecem prin vreo încercare, nu trebuie să te temi, pentru că Dumnezeu este împreună cu tine în mijlocul încercării. Apoi, Dumnezeu, nu trebuie să te temi, pentru că Dumnezeu va lupta pentru tine. Dumnezeu întinde mâna ca să te izbăvească. Dumnezeu îți ascultă rugăciunea, chiar tainică. Și nu trebuie să te temi, pentru că credința autentică alungă teama. Zilele trecute, la un post de televiziune, s-a prezentat rezultatul unui sondaj privitor la temerile românilor. Și foarte interesant, chiar dacă foarte mult se vorbește în zilele acestea despre COVID, despre oameni care mor din pricina acestui virus, COVID-ul nu este în fruntea acestei liste, ci temerile cele mai mari ale românilor sunt legate de spital, de locurile puține din spitalele. Este teamă ca nu cumva să se îmbolnăvească de ceva și să fie nevoie să meargă la spital. Vedeți, sunt tot felul de lucruri care provoacă teama în noi. Nu este o luptă ușoară pe care trebuie să o purtăm cu teama, dar cred că cu perseverență vom reuși să nu fim doborâți de ea. Nu uitați că nu suntem singuri în această luptă și
Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie ca să nu fim copleșiți de acest sentiment. Haideți să mai vedem și astăzi încă trei argumente, trei motive pentru care să nu ne temem. Nu te teme pentru că cetățenia ta nu este aici, ci în ceruri. Ne uităm pentru aceasta în Luca 12 cu 32, unde spune pasajul: nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Înainte ca Domnul Iisus să facă această afirmație, le-a vorbit ucenicilor despre îngrijorare și sunt atât de multe motivele de îngrijorare care ne frământă pe noi. Ne îngrijorăm cu privire la trupurile noastre, la sănătatea noastră, ne îngrijorăm cu privire la ceea ce va fi mâine. În zilele acestea, mulți oameni se îngrijorează cu privire la vaccinul anticovid. Ce efecte ar putea avea? Sau cu privire la faptul că ar putea să conțină nanocipuri care să ne fie implantate și prin care să fim controlați într-un fel sau altul. Tot felul de minuni de felul acesta sunt cele care îi frământă pe oameni în aceste zile. Alții se frământă spunând că vaccinul ar putea purta cu sine semnul fiarei, despre care ni se spune în Apocalipsa. Eu nu cred că vaccinul acesta este semnul fiarei, dar nu aș vrea să dezbatem acest subiect, ci vreau să spun doar atât. Oare nu este Dumnezeu în continuare suveran? Oare nu El decide asupra trupurilor noastre? Oare nu este El stăpânul peste viețile noastre? Credeți oare că va îngădui Dumnezeu ca ai Lui copii să fie cumva induși în eroare și să accepte din necunoștință semnului anticrist? Eu cred că sunt multe alte lucruri cu care să ne preocupăm mintea, mai mult decât astfel de lucruri. Cred că și în această perioadă treaba noastră este să fim o bună mărturie în fața oamenilor. Cred că în perioada aceasta treaba noastră este aceea de a-L prezenta pe Hristos. Chiar dacă suntem în pandemie, chiar dacă suntem atât de mult limitați, nu mai putem merge cu colinda, nu mai putem să facem atât de multe lucruri în afară, dar putem să fim o mărturie față de semenii noștri, printre semenii noștri. Domnul Iisus ne îndeamnă să nu ne îngrijorăm, ci dimpotrivă, provocarea Mântuitorului este aceea de a căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și El se va îngriji de toate celelalte nevoi ale noastre. Principala noastră preocupare, așadar, trebuie să fie împărăția lui Dumnezeu, pentru că cei care sunt copii ai lui Dumnezeu sunt cetățenii ai cerului. Sunt cetățenii împărăției lui Dumnezeu. De aceea nu trebuie să ne îngrijorăm și nici să ne temem. Nu trebuie să te temi de vaccin, măcar că nu spun că trebuie făcut, ci trebuie să lăsăm lucrurile de felul acesta în grija Domnului, pentru că El va veghea asupra noastră și ne va proteja. Sunt o mulțime de informații care tot circulă peste tot și sunt lucruri prin care diavolul încearcă să ne fure pacea. Amintește-ți că tu ești cetățean al cerului și trebuie să te gândești mai mult la ceea ce este acolo, nu la ceea ce este aici. Sigur că trăim aici, și cât timp trăim, trebuie să muncim, să construim, să facem tot ce este necesar pentru viețile noastre, dar nu trebuie să ne lăsăm afectați de lucrurile care ne înconjoară. Iată ce spune Pavel Filipenilor. În contextul în care vorbește despre lucrurile care ar fi putut fi valoroase pentru el, dar le-a socotit ca un gunoi ca să-l câștige pe Hristos, în contrast cu cei care se poartă ca dușmani ai crucii lui Hristos. Dar cetățenia noastră, spune Apostolul Pavel, este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Am mai spus și într-un mesaj precedent. Cu cât ne gândim mai mult la lucrurile de sus, cu atât ne îngrijorăm mai puțin cu privire la lucrurile de jos.
Dacă este să te gândești doar atât, mulți dintre conaționalii noștri sunt plecați în alte țări. Dar unii dintre ei sunt foarte conectați la ce se întâmplă aici în țară, pentru că sunt români. Sunt la curent cu știrile, cu evenimentele, cu tot ce se întâmplă, pentru că ei sunt români și le pasă de România, chiar dacă au fost nevoiți să plece. Noi suntem cetățeni ai cerului și trebuie să ne gândim mai mult la acel loc. Trebuie să ne preocupe mai mult neprihănirea, relația cu Dumnezeu, pentru că cetățenia cerească ne-a fost oferită atunci când l-am primit pe Hristos în viețile noastre și când am devenit copii ai lui Dumnezeu. Așa că nu te teme, pentru că cetățenia ta, dacă l-ai pe Hristos în viața ta, cetățenia ta este în cer. Apoi nu te teme, pentru că Dumnezeu este stăpânul peste viață și moarte. Și ne uităm în Luca 1 cu 13. Spune acolo Scriptura: dar îngerul i-a zis: nu te teme, Zahario, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă ta Elisabeta îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. Ne apropiem încet, încet de evenimentele premergătoare nașterii Domnului Iisus. Și acum îl avem în atenție pe Zaharia. Zaharia era un preot, era soțul Elisabetei, amândoi erau în vârstă, iar Elisabeta nu putea avea copii. Nu știu cât timp s-a rugat Zaharia pentru un copil, dar cert este că s-a rugat. Poate că s-a rugat ani la rând pentru ca Dumnezeu să le dea un copil. Tocmai când speranțele dispăruseră, exact atunci a intervenit Dumnezeu. Pentru că El este un Dumnezeu care stăpânește peste viață. Copilul dăruit acestei familii a fost Ioan Botezătorul, cel care trebuia să pregătească calea pentru Mesia. Nu este acesta singurul exemplu în care Dumnezeu lucrează în felul acesta și dă viață. Avem pe Avram în Vechiul Testament, pe Isaac, cărora Dumnezeu le împlinește rugăciunea și le dăruiește copii, urmași. Avem salvarea miraculoasă a lui Moise pe când era un prunc. Apoi avem pe Domnul Iisus, care peste tot pe unde trecea aducea vindecare, aducea viață. Mai mult, Domnul Iisus spune că El a venit ca oile sale să aibă viață și să o aibă din belșug. Dumnezeu nu este stăpân doar peste viață, ci Dumnezeu este stăpân peste și peste moarte. Într-un anumit context, Domnul Iisus își încurajează ucenicii spunându-le să nu se teamă de cei ce pot ucide trupul, ci ar trebui să se teamă de cel care poate decide și soarta veșnică a omului. Asta înseamnă că Dumnezeu este singurul care poate decide ce se întâmplă cu noi. Dacă cumva crezi că COVID-ul are ultimul cuvânt, să-ți amintești că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Dacă crezi că viața ta s-ar putea încheia odată cu vaccinul anticovid, sau dacă pleci urechea la teoriile conspiraționiste, nu uita că Dumnezeu este singurul care va decide viața și moartea. Este așa de bine și liniștitor să știi că viețile noastre sunt în mâna Domnului. Dacă te încrezi în stăpânul peste viața, peste viață și peste moarte, nu trebuie să te temi. Cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla pentru viața aceasta este cel mai bun pentru veșnicie. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, faptul că se încheie viața pe pământul acesta pentru tine înseamnă că se deschide orizontul către o nouă viață, către o viață eternă în prezența Domnului. Apostolul Pavel spune despre sine că este strâns din două părți. Ar vrea să mai rămână în trup, că ar fi de folos celorlalți, dar ar vrea să meargă și la Domnul, pentru că i-ar fi cu mult mai bine. Așadar, dacă ești de partea Domnului, dacă ești de partea stăpânului peste viață și moarte, nu trebuie să te temi, pentru că El ține totul în mâna sa, și viața și moartea. La cuvântul Lui se întâmplă toate. Și un ultim gând, un ultim lucru. Nu trebuie să te temi, pentru că Dumnezeu își arată îndurarea față de tine. Și acum ajungem și mai aproape de sărbătoarea întrupării Fiului lui Dumnezeu și ne uităm în Luca 1 cu 30. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie,
căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Mai avem mai puțin de 2 săptămâni până la frumoasa sărbătoare a nașterii Domnului Iisus. Îngerul îi spune Mariei că Dumnezeu i-a dat îndurare. În limba greacă, îndurare este termenul haris, adică har. Harul este termenul care arată atitudinea lui Dumnezeu față de ființele umane. Harul este un dar pe care ni-l face Dumnezeu fără să-l merităm în vreun fel. Merita oare Maria să fie mama Domnului Iisus? Sigur, ea a fost o tânără curată și credincioasă, dar Dumnezeu i-a dat harul acesta de a fi mama Mântuitorului lumii întregi. Acum, dacă scoatem din context acest verset, atunci putem să punem în locul numelui Maria numele noastre, pentru că și față de noi Dumnezeu și-a arătat îndurarea, și-a arătat harul. Dacă suntem mântuiți și am devenit copiii lui Dumnezeu, nu este pentru că merităm noi lucrul acesta. În fiecare zi Dumnezeu își arată îndurarea față de noi. Și dacă astăzi ne-am putut trezi, dacă astăzi nu suntem pe un pat de spital, dacă astăzi putem să ne amintim de prețul cu care am fost răscumpărați, se datorează doar îndurării și harului lui Dumnezeu. Dumnezeu își arată îndurarea față de noi și de aceea nu trebuie să ne temem de nimic. Oricât de mari ar fi problemele, oricât de grea ar fi situația prin care trecem, nu trebuie să ne temem de nimic. Ionuț era un copilaș de 5 ani căruia era frică de întuneric. Într-o zi stătea în bucătărie cu mama lui care pregătea de mâncare și la un moment dat mama lui l-a rugat să aducă din cămară o sticlă cu bulion. Dar cum era întuneric, n-a vrut să meargă. Copilul a spus, mama, în cămară este întuneric și îmi este frică. Mama a insistat și în final i-a spus lui Ionuț, du-te liniștit, Domnul Iisus va fi cu tine acolo. Și Ionuț s-a îndreptat spre cămară, a deschis ușa foarte încet, a aruncat un ochi înăuntru și când a văzut că este întuneric, a vrut să se întoarcă și să plece. Dar i-a venit o idee și se întoarce și spune, Doamne Iisuse, dacă ești în cămară, dă-mi te rog o sticlă de bulion. Nu uita că oricât de mare ar fi întunericul, Domnul va fi cu tine pentru că El îți dă har, pentru că El îți dă îndurare. Cu fiecare zi care trece, câștigă încă o bătălie cu temerile tale. Toți avem frici. Toți ne temem de ceva. Dar oare nu avem noi un Dumnezeu atotputernic? Ne-a făcut copiii Lui și ne-a promis că este cu noi. Haideți să nu lăsăm teama să ne copleșească viețile. Ce va fi în viitor este deja în mâna lui Dumnezeu. Ce a fost în trecut nu mai contează, dar trebuie ca astăzi să învățăm să trăim fără îngrijorări, fără temeri și cu încredere în Dumnezeul cel îndurător, în Cel ce este Tatăl nostru ceresc. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta și să învățăm să trăim fără teamă, încrezându-ne în Dumnezeul nostru cel atotputernic. Amin.